Nu doar fermecătoarele însoțitoare de zbor sunt capabile să emoționeze spectatorii înainte de prima aruncare. Oamenii întotdeauna sunt încântați când pe câmp apare o fată frumoasă, mai ales atunci când aceasta este modelul Victoria's Secret Elsa Host. În căutarea frumuseții, unele fete riscă și își aleg ținute foarte spectaculoase, fără să se gândească cum se vor comporta în situații mai extreme. Iată și costumul luptătoarei Eva Maria nu a rezistat și s-a rupt chiar înainte de începerea luptei. Deși Martina Hingis deja de câțiva ani și-a încheiat cariera sportivă, masajul original făcut lui Leandro Paes a rămas în mintea publicului. Cred că oricine și-ar dori un masaj din partea unei legende a sportului. Probabil că există unele explicații de ce majoritatea fetelor în sport au o uniformă atât de compactă. Nu este greu de înțeles că publicul a fost interesat mai mult de pantalonii scurți ai Florentinei Costin decât de săritura ei. În sezonul trecut, Teana Taurasi se comporta foarte agresiv împotriva Simonei Gastuz, împingând-o doar cu mâinile. Apoi, Taurasi și-a amintit că ele două sunt prietene și colegi de echipă, după care a pupat-o pe buze. Arbitrii nu au rămas deoparte și au dat echipei o greșeală tehnică pentru sărutare. Din video se poate observa cât de indignată a rămas Taurasi. Deschiderea meciului de baseball este mai degrabă o tradiție decât o necesitate, care poate deveni mai spectaculoasă decât meciul în sine. Așadar, când pe câmpul de joc a apărut echipa de însoțitoare de zbor din cea mai mare companie aeriană Emirates și a făcut un scurt show, toate persoanele din tribune au rămas încântate de ceea ce au văzut înainte de meci. Deși wrestlingul nu este foarte popular în țara noastră, mulți vor spune că acesta este un sport extrem de spectaculos. În 2015, luptătorul Dolph Ziggler, după ce l-a învins pe Stardust, a fost extrem de impresionat de apariția colegei sale, Lana. Cel mai interesant a fost momentul în care Lana l-a sărutat drept răsplată pentru câștig. Cine ar fi crezut că un bărbat brutal ca Drake poate avea idoli? În 2017, el a venit în centrul Raptors Air Canada îmbrăcat într-o cămașă cu poza comentatoarei de sport Doris Berg. La întrebările reporterilor, el a spus că Berg este o femeie incredibilă în tot ceea ce face. Este interesant faptul că puțin mai târziu Drake s-a întâlnit cu Doris Berg și a avut ocazia să vorbească personal cu ea. Soția lui Marcellus, Azuna, a apărut într-un rol foarte neobișnuit pentru ea în timpul unuia dintre meciuri, doar că o mare parte din public erau pe departe de a fi concentrați pe jocul ei. Extraterestrul verde cu coarne amuzante probabil este cel mai excentric personaj dintre toate mascotele, iar când a sărutat-o pe reporterul Julia Morelli, chiar în timpul interviului, nimeni dintre spectatori nu a rămas surprins. În principiu, nu este nimic interzis în a arăta bine la locul de muncă, mai ales atunci când ești jurnalist, dar se pare că Nicole Rachel a exagerat puțin când a luat un interviu de la LeBron James. Putem spune că flirtul dintre cei doi poate fi văzut cu ochiul liber. Cine încă este în stare să împărtășească bucuria victoriei cu persoana dragă? Mijlocașul Iana Carrasco, imediat după ce a egalat scorul în minutul 79 al meciului împotriva echipei de fotbal Real Madrid, a fugit spre tribune pentru a-și săruta iubita.
Uneori, popularitatea sportivilor nu apare deloc datorită recordurilor sale. Sportiva australiană Michael Janek a devenit populară în iulie 2012, după ce a organizat un dans în timpul încălzirii înainte de cursa de 100 de metri cu obstacole. Asta da metodă de a câștiga înainte de start, cel puțin în ochii spectatorilor. Shaquille O'Neal nu face parte din sportivii care își ignoră fanii. Tânăra fană a rămas incredibil de uimită când sportivul nu doar a acceptat să facă o poză cu ea, dar și a sărutat-o pe obraz. Relația dintre jucătorii de fotbal și majorete este un fenomen destul de frecvent, dar din păcate majoritatea relațiilor se termină cu finisarea liceului. Însă, după cum arată practica, există și unele cazuri în care fanii reușesc să devină martori ale iubirii adevărate chiar în timpul meciului. Oricât de mult nu ar încerca această fată să-i atragă atenția lui Steph Curry, el rămâne concentrat asupra meciului. Iker Casillas este mândria fotbalului spaniol. Datorită lui, Furia Roșie a câștigat 3 campionate la rând. Vedetele ar trebui să fie extrem de atente la camere și deși acest video a fost viral în acea perioadă, acum cei doi de câțiva ani sunt căsătoriți și cresc împreună 2 copii. Indiferent de cât timp și efort este depus în timpul antrenamentelor, din păcate norocul nu întotdeauna este de partea ta. Atacantul polonez Robert Lewandowski, în ciuda tuturor eforturilor sale, nu a reușit să-și conducă echipa spre victorie. Tristețea atacantului a fost ameliorată prin îmbrățișările și săruturile soției sale. Este greu de imaginat un sport mai elegant decât patinajul artistic și în timp ce spectatorii sunt uimiți cât de ușor sunt efectuate mișcările sportivilor, însuși patinatorii depun foarte mult efort pentru efectuarea mișcărilor frumoase. Acest cuplu nu doar a realizat cele mai complicate elemente, dar au adăugat și câteva elemente de iubire în dansul lor. Corpul uman nu încetează să ne uimească, mai ales atunci când de treabă se apucă gimnastele. Este uimitor cum această fată a reușit să facă un backflip, folosind o singură mână și fără să scape mingea. Probabil că majoritatea fetelor rămâneau jenate dacă accidental se loveau cu pieptul de partenerul său, dar iată că asta nu este despre Sania Mirza. Această sportivă nu s-a jenat deloc de situația creată și a mers mai departe. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Scrieți-ne în comentarii care dintre aceste momente sportive vi s-a părut cel mai amuzant. Iar dacă v-a plăcut episodul de astăzi, rupeți butonul de like, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Pe curând!